acum o să vă citesc. Eu sunt Matei. Și Alessia. Și pe una, suntem Alfa cu Capte. Cartea lunii este Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rău, de Frederick Backman. Elsa este vorba de 7, aproape 8 ani. Ea este extraordinar inteligentă pentru vârsta ei și asta o face să fie altfel, dar totuși marginalizată de toți. Singura ei prietenă este bunica ei, care este considerată nebună de toți ceilalți. În fiecare zi îi povestește despre tărâmul aproape treaz, iar în fiecare seară o duce. Însoțită de nimeni alții decât personajele din acele povești, Elsa realizează că nu știe nimic un sfert despre draga ei bunică și vecinii ei de bloc. Frederick Backman este unul dintre cei mai cunoscuți autori suedezi în acest moment. Acesta s-a născut în anul 1981 în Stockholm, Suedia. De asemenea, acesta a avut o grămadă de opere literare, printre care se numără Un bărbat pe nume Ove, care a fost transformat într-un film și a primit un Oscar. Frederick este un maestru în genurile ficțiune, umor, dar și dramă. Romanul, o ficțiune cu o tetă de dramă, a fost tradus în mai mult de 40 de limbi. A fost scrisă pentru cei doi copii ai autorului și pentru a transmite faptul că încrederea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le simți față de o persoană. Eu recomand această carte atât adulților, cât și copiilor de peste 12 ani, deoarece îmbină foarte bine realitatea cu lumea voastră. Acum vă voi citi fragmentul meu preferat. Te iubesc în 10.000 de povești de basm. Să-i spui lui jumătatea toate poveștile și să aperi castelul. Apără-ți prietenii, că și ei or să te apere. Castelul e al tău. Îmi place nespus de mult acest fragment, deoarece ne arată partea sensibilă a bunicii și cât de mult ține ea la nepoata ei, Elsa. Fragmentul nostru preferat. Orice copil de 7 ani are dreptul la supereroi. Cine nu-i de acord, e bătut în cap de-a bine. Ne-am ales acest fragment, deoarece, în carte, toată lumea se așteaptă la așa de mult de la Elsa, iar bunica ei este singura care o înțelege de fapt. Iar acest fragment reflectă foarte bine acest lucru. Scena mea preferată. Scena mea preferată. Scena mea preferată. Scena mea preferată este cea în care Elsa se mută în vechiul apartament al bunicii. Este atunci când Elsa află mai multe lucruri despre oamenii din bloc, deoarece realizează că nu poți să judeci o carte după copertă și că toți au avut un trecut mai întunecat decât credea. Este atunci când Elsa se ceartă cu colegul ei pentru biletul cu omul băiancel, deși nu îi dă nici măcar o secundă de argumentare Elsei. Este când Elsa salvează Ursul de la polițiști. Am ales această scenă deoarece, în carte, Elsa și Ursul au o prietenie incredibilă, dar acesta este momentul când acea prietenie a înflorit. Dacă sunteți curioși cu privire la ce este un ors, va trebui să citiți cartea. Cele patru cuvinte care descriu cartea sunt basme, surprize, supererou și încredere. Fără aceste elemente, copilăria Elsei n-ar fi fost la fel de magică. Vă mulțumim mult că v-ați uitat la această ediție de vlog. Petreceți cât mai mult timp cu bunicii voștri. Pe data viitoare!